Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Zapie pe Twitch. Yeah, yeah. No, dragilor, Sarustoc, am scăpat oficial de COVID. Wow! Bine, n-am scăpat chiar în totalitate, dar mă simt mai bine. Bă, deci așa m-o izbit, mă. Boala aia, mă. Pare rău că n-am mai filmat, mă, dar o săptămână întreagă m-am ținut efectiv la pat. Dacă m-ați fi auzit ce voce am avut, cred că aș fi sunat ca dublatorul de la Book și ăla din Cars. Angi, pula mea. Eu, cum mi-am petrecut marea majoritate a copilăriei stând izolat în cătunul Vălureni, rat seama de la radiații, nici copiii nu prea creșteau acolo, deci nu prea aveai ce să faci. Mi-am petrecut 99,99% din copilărie uitându-mă la desene. Așa că astăzi o să știu despre ce vorbesc, pentru că astăzi facem tier list-ul desenelor la care m-am uitat eu când eram mic. Și uitați-vă aici numai câte desene îs. Nici măcar nu mi-ncapă toată scena asta de pe OBS-ul ăsta pișat, mă. Vai de capul meu. Aia era viața. Să vii de la școală, să mă pun frumos în pat. Nu, să buc întâi bucătărie, să-mi fac vreo 4-5 felii de pită cu pateu, să mi le pun așa frumos pe tavă, să mă pun în pat și să mă uit la desene. După care fantezia mea să fie total distrusă, că vine maică-mea și schimbă pe știri. Bă, și culmea, mă, cum se făcea, mă, că tot timpul, când începeau știrile, când începea căcatul ăla de film, atunci începeau cele mai faine desene. Vă zic, de pe acum, ăsta cred că o să fie cel mai lung clip din istoria canalului. Nu știu dacă chiar o să ajungă de gabaritul clipului ăluia cu Iceberg-ul Zopi TV. Sper că nu. Astăzi aș vrea să și termin videoclipul ăsta, să-l aveți, că, da, v-am promis, n-am mai postat de mult, zvai de pula mea și cam asta îi. Deci începe ranking-ul de la oribil. Da, și pe vremea epocii de aur a desenelor, erau desene la care nu te puteai uita, că atât de oribile erau. Am inclus aici filmul ăla cu Barbie când era sirenă. Bă, nu cred că l-am pus, mă. Primul desen, O lume dispărută. Bă, deci de n-ați văzut desenul ăsta, vă tai pulonca. Deci ăsta a fost un desen de-l dădea pe Minimax. Dublajul era, dar practic care era povestea? Început de 1900, ceva exploratori de ăștia ajung în ceva zonă din asta, din America de Sud, unde e o pădure din asta izolată, unde e băștinași din aia stegi și dinozauri. Foarte fain desenat, foarte fain plotul. Recomand să vă uitați, chiar îi făinuți. Cu Capitanul Flamingo. No, Capitanul Flamingo era decent, nu pot să zic că era nu știu ce. Mi-a plăcut episodul ăla când încercau să-i găsească chiloții la nu știu cine după urmele de căcat de pe chiloți. What? Flapjack. Hipnotizează. Hipnotizează. Cel mai stil. Deci stilul de la Flapjack, stilul ăla dark, împunecat așa. O să simți mirosul de scorbut în aer. Nu-mi ziceți că n-ați simțit senzația asta cât v-ați uitat la Flapjack. Plus fazele alea random de se întâmplau pe acolo, plus plotul, mă. Mi-e ciudă că încă n-o găsit insula de zahăr, dar Flapjack pot să zic că îi genia. Insula dramei totale. Primul sezon a fost foarte fain. Sincer, chiar mi-a plăcut foarte mult primul sezon. Al doilea sezon a fost meh și după aia deja când a început să se schimbe cast original din Insula Dramei Totale, nu știu, să vină Alejandro sau alte bete siguri pe aici deja, da. Bă, Insula Dramei Totale a fost, dacă e să le calculăm pe toate, e decent. Da, dacă e acum să ne gândim că este un spin-off la Insula Dramei Totale în care ăștia la grădiniță, atunci probabil ar fi coborât un pic mai jos. Babuinu și Nevăstuica. Babuinu și Nevăstuica este făinuț. Chiar e foarte fain, îmi place că se intercalează și cu universul de la Vaca și Puiul și acolo e și Dracula Roșu care fuge în buci. Bă, nu știu dacă mai țineți minte. Atom Alpha Teams on Machines. Îl dădea pe Jetix ăsta. Era cu ceva echipă din asta de avea super mega mașini de alea și mechere și mereau să prindă răufăcători și aveau costume mulate, gagici faine. Și aveau discuri din alea metalice să le colecționez de la Lace și de la Cheetos. Mamă, mamă! Am trimis și eu un catalog din ăsta, le-am colectat până la urmă pe toate și trebuia să primesc o figurină cu personajul principal, n-am primit-o niciodată. Cheetos vreau niște explicații cu aie, dar este făinuț. Da, făinuț, deci crește testosteronul cu 550% pe miligram de alcool în sânge. Avem Oban Cursele Stelare, bă, ăsta practic nu-i, nu știu dacă e desen, cred că se pune la anime. Și ăsta dădea pe Jetix, era fain, dar era destul de decent, nu prea înțelegeam eu ce se întâmpla pe acolo, că eu nu aveam Jetix, deci pe vremea aia aveam încă un televizor, de prindea numai 10 canale și maică-mea mai lăsa cartonul pe televizor când cum, când afla că mai era ceva canal de știri. Dacă afla că au apărut ceva canal de știri sau ceva,
bam, îmi scotea frumos cartonul și aș pune acolo frumos pe știri, eu trebuia să mă duc la mătușa. Trebuia să mă duc la mătușa, mai în dâmbu, că acolo avea Jetix și Minimax și tăte. X-Men, dar ăsta e X-Men, stai să văd, țin minte cum îi zicea la... X-Men Evolution, cred că. Era X-Men-ul pe care îl dădea pe cartul. E total diferit față de X-Men-ul ăla, clasic, din anii 90, de-l dădea pe Jetix. Ăsta avea un stil de desenat diferit, era așa un pic mai anime-ish, era mai modern, dar era super fain. Gagicile erau desenate super, îmi plăcea. No, familia Piatră de Stâncă, chiar super decent. Numai no, când eram eu mic, atâta de des dădeau familia Piatră de Stâncă că deja te săturai, deja ai văzut toate episoadele. Acum ați fi tentat să ziceți că a fost super mișto din cauza nostalgiei și neastea, dar credeți-mă, dacă ați fi fost pus în situația în care să vă fi uitat de dimineața până seara la desene și ați fi văzut că cam, nu știu, 30% din toată grila de programe era numai familia Piatră de Stâncă, apoi I am Sonic X, e fine. Dublarea lasă de dorit că era dublare de la Jetix, dar asta este, mi-a plăcut. Ce mai e și asta? Arată ca un arici mare. Un arici albastru? Aici e Garfield-ul, de asta e Garfield-ul ăla de... Îl dădea destul de recent aici pe cartună la 3D făcut. Garfield-ul clasic nu l-am văzut niciodată desenul, deci nu știu cum e. Ăsta mă uitam numai strict dacă n-aveam la ce să mă uit. Sincer vă zic, nu era nu știu ce. Garfield mânca lasagna, cânele lui făcea prostii și... Cum pula mea îl chema pe stăpânul său? No, vedeți, atâta de important a fost pentru mine că am și uitat. Regular show! Bă, genial de fain, voi vă dați seama, ăștia doi îi puneau Benson să facă, nu știu, puneau să tundă gardul și după aia să distrugea tot universul, deci era atât de prăjală, mă. Nașii mei vrăjitori, desen decent. Ben Clifford, bă, bă, Clifford era unul din desenele alea, mă, la care să te uiți când ești bolnav. Ai o pită prăjită acolo, un ceiuc călduț, te pui în păturică, te uiți acolo. Era vorba despre un câine roșu care a crescut uriaș și a trebuit familia lui să mute din oraș, să muta la țară, că nu mai încăpea câinele în apartament. Recomand să vă uitați. Nu este din ăsta așa mai de copii, chiar e foarte decent. Mucha Lucha, deci eu dacă nu vedeam Mucha Lucha, nu m-aș fi uitat niciodată la wrestling la WWE. Wrestling? Uai, încă mai și țin minte... Amintiri vivide cu episodul când personajul principal și-a pierdut masca, mă. Aia e cea mai mare dezonoare care există, bă. Bă, dar e foarte fain, mă. Serios, dacă îl găsiți undeva, uitați-vă. Dar nu știu dacă îl mai găsiți. Ăsta e unul dintre gemurile alea care s-au pierdut în negura timpului, din păcate. Și încă îs super mega multe desene aici în listă. Le văd așa cu colțul ochiului care s-au pierdut și nu le mai poți găsi nicăieri, din păcate. Ăsta a fost genial, Mucha Lucha, super șveche. Asta, cum îi zicea, clasa 3000, cred că. Era cu aia cu muzicienii de pe cartoon. Și ăsta e un desen vechi și ăsta e destul de... cum să zic, e destul de specific, nu e chiar așa de cunoscut, bă, dar chiar a fost decent ăsta, chiar a fost decent. Dragonul American, așa ăsta era decent, nu pot să zic că era nu știu ce. Da, acum vine unul dintre desenele mele preferate, bă, Red Wall. Deci Red Wall îl dădeau pe Minimax. E un desen făcut după o carte. Practic era un univers din ăsta în care șoareci, șobolani și chestii trăiau într-o lume din asta medievală și... Îi vorba despre ceva șoricel de ăsta de la o abație. O abație e o mănăstire din aia fortificată catolică. Și cum a ajuns ăsta să fie cavaler, bă? Super fain desenat. Povestea e super mega dark. Deci chiar, nu știu, chiar recomand să vă uitați la Red Wall dacă îl găsiți undeva. E genial. Avem Ozzy și Drix, mă. Asta era un desen super mega interesant, mă, de pe cartoon, mă, încă mai țin minte. Cred că eram în... Cred că până în clasa a patra sau ceva de genul, da, desenul ăsta. Era vorba despre lumea sistemului imunitar al unui copil de ăsta, adolescent, chestie. Și personajele principale erau anticorpi sau tot felul de nebunii. E super interesant. Mai țin minte episodul când ceva colegi de-al ăsta i-o dat să fumeze o țigară, mă. Să se duce în spatele școlii să bagi o țigară. Este perfect normal în România. Și ăștia auzi și cu Drix o trebuie să se ocupe să-i scoată nicotina din creier. Că îi acapara toate țelurile din viață, toate plăcerile. Încerca să-i le înlocuiască în creier numai cu țigara, bă. Genial, auzi și Drix. Patrula timpului, bă, patrula timpului era făinuț. Atomic Betty era fain și Atomic Betty. Aș zice că decent. Știi zice? Că nu mai țin minte așa mult. Bakugan, bă. Bă, Bakugan. Deci când mă uitam și îmi luam și Bakugan și faze din astea, bă, mi se părea genial, mă.
Dar acum când am stat să mă uit la câteva episoade, că mai erau pe YouTube, mă, niște episoade, mă, și am auzit cât de cringe erau dublate, mă. Bă, deci neapărat să vă uitați, mă, dacă vreți să torturați pe cineva psihic, fizic și spiritual în același timp, mă, puneți primul episod din Bakugan dublat în română, mă. O să se cace moale pe... Oi, Doamne! Vai, de pula mea, mă, așa de indecisă-s, bă, cu Bakuganul, mă, că nu știu dacă să-l pun la oribil sau dacă să-l pun la decent. Vai... Bă, îl pun la decent, mă, că atunci mi-a plăcut, mă, nu pot să zic. Desenele Batman, mă, erau super, de la neînfricat și cutezător și la tăte. Chiar e fain Batman. Chiar dacă nu prea ies eu cu supereroi, dar, bă, Batman a fost fain. Bidaman! Bă, dacă nu știți ce ăla, Bidaman, v-ați născut după 2005. Asta e viața, mă. Eu nu vă zic mai multe nimic despre Bidaman, mă, dar era genial, mă. Eu aveam și un Bidaman din ăla original. Păcat că mi l-a stricat frații mei când a început să mai crească puțin și nu a rămas absolut nimic din el. Avem Bernard. Bă, Bernard chiar era făinuț, mă, era un desen din ăsta băgat așa de filler pe Minimax cu un urs de ăsta panda, nu, ăsta nu-i panda, bă. Un urs de ăsta polar, bă, care făcea jumbuș lucruri, tot cădea, mai făcea pârți câteodată. The Chop Socky Chooks. Michael Jackson în anii 80, dacă ar fi fost pui. Trupă de karatiști care stăteau în ceva metropolă și era ceva rău făcător de ăsta epic. Nu știu de ce nu se mutau, deci tot timpul fiecare episod se plângeau de cât de nașpe orașul, dar nu plecau de acolo. Bă, de la animație și până la plot, bă, desenul ăsta a fost oribil. E primul desen pe care l-am pus la oribil, dar chiar așa a fost. Ăsta a fost un desen oribil, mă. Curaj, câinele cel fricos. Ăsta era desenul la care îmi recomanda medicul să mă uit când eram constipat. Eu când eram mic eram super mega constipat și mă uitam la un episod din Curaj și dacă prindeam și episodul ăla cu capul ăla alb-negru întunecat, atunci scăpam de constipație una, două, că mă căcam pe mine efectiv de frică, mă. Dar uitându-mă acum, a îmbătrânit ca un vin din ăla bun, mă. Delicios. Încă te poți uita acum, poți te bucuri de el și ca adult, mă. E super mișto. E genial, Curaj, câinele cel fricos. No, asta era vremea când creatorii de desene animate aveau oarecare creativitate, dar se și susțineau financiar proiectele astea. Acum, mie mi se par că multe proiecte din astea de animație așa de trase de părâs. Nu știu ce băgau oamenii când... Gândeau toate fazele astea, mă, dar chiar au fost super. Mai aici Duel Masters, mă, deci Duel Masters e unul din desenele mele de la suflet, mă. Și ăsta mi s-a părut genial. Bă, dar era fain, mă, Duel Masters, mai ales că aveam, mă, și jocul ăla de cărți. Bine, la noi n-au ajuns niciodată cărți originale Duel Masters. Stăteam, mă, și ne duelam acolo. Ike Totomeda, Dragonul Bolșac, tăta câmu, mă. Păcat că la noi s-o da numai vreo 2-3 sezoane și după aia nu mai da nimic, că acum au ajuns Duel Masters-ul. Dacă mereți să vă interesați cum e acum, încă mai există. Deci maestrii ca judo sau ceva chestie. Bă, e total diferit, nu mai e ca atunci. Avem Robot Boy, bă, la Robot Boy mă uitam numai dacă n-aveam la ce să mă uit, sincer. Augustus, ne trezim la 4 să mulgem vacile. Yogi și Bubu, bă, decent. Desen din ăla de familie de uitat duminica în loc să te duci la biserică. Super Robot Monkey Teams Hyper Force Go. Am avut și figurina, man, era extraordinar, mă. Ce n-aș da, mă, să îl dea iar la televizor, mă, să mă uit, mă, că nu prea mai știu ce se întâmpla acolo, dar știu că îmi plăcea foarte mult. Super Robot Monkey Teams, Hyper Force Go, na 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 na. Ioi, Timon și Pumba, era fain, mai ales când Pumba făcea pârți. Arthur, bă, Arthur, și ăsta era un desen foarte mișto. Hulk. Bă, la Hulk mă uitam dacă n-aveam la ce să mă uit, omule. Desen fain, dublaj. Eu nu știu unde este bestia verde cu care tu te-ai luptat, dar... Povești din folclorul maghiar, bă, super fain. Mă mai țin minte episodul ăla cu aia de s-o dus în pizda goală la rege, că eu zis să meargă nu știu cum și nu știu ce și-o explicat ei. Că uite, am venit în pizda goală, că... Desene de copii, bă. SpongeBob, bă, SpongeBob era decent. Aia nu, SpongeBob e fain, mă. Place cum îl chinuie psihic pe calamar. Nevăstui ca roc. Tragem degetul. Dar Zulico, acesta tehnic nu este un desen, pentru că deoarece fiindcă personajele sunt reale. Da, știu, dar așa de mult mi-au plăcut că am zis că neapărat trebuie să-l includ aici la desene, mă. Mie mi s-a părut ca un desen. Bă, deci Nevăstui ca roc e genial, mă. Mai țin minte episodul când Ash și-a băgat cablul de net în buric și-a zis după aia, acum știu tot. Steven Universe, decent,
Eden și Eddie. Bă, și ăsta e unul dintre desenele mele preferate, bă. Chiar recomand la toată lumea să uite la Eden și Eddie. Dar la tot, mă, de la început până la final, la ultimul film. Nu vă zic și în ultimul film, dar chiar l-au încheiat foarte bine. Billy și Mandy, care l-au câștigat pe Negri, așa îl chema, versiunea română, l-au câștigat la bâlci. Voi vă dați seama? L-au câștigat pe moartea la bâlci, mă. Și făceau jumbuș lucruri pe acolo, bă, și ăsta era genial. Samurai Jack, și ăsta e genial. Vai de capul meu, și seria originală și ultimul sezon, vai de capul meu. Bă, Franklin, mă, uai, ce fain era desenul cu Franklin. Ăsta chiar era făinuț, mă. Franklin care merge la școală, mă, țestosul, mă, care se înțelege cu toată lumea. Căpșunica, mă, uitam. Când aveam la ce să mă uit, era desen de fetițe. Îmi păta onoarea de copil de clasa a doua, mă, să știe colegii că mă uitam la Căpșunica. Ce, azi mâine îmi creștea și pizdă. Star Wars, războiul clonelor. Chiar a fost făinuț, mă. George, regele junglei, bă, ăsta a marcat începutul desenelor tâmpite de pe Cartoon, mă. Și ăsta mă uitam dacă n-aveam la ce să mă uit. Nu pot să zic că era chiar așa oribil ca Chop Socky Chups. Avem Gormiti. Bă, era oribil. Bă, desenul era oribil, bă, deci groznic, bă. Jegul de sub unghie, mă, de desen, mă, l-au făcut numai strica să vândă și mai mult, mă, jucăriile alea pișate, mă, care erau figurine gorbite atâta, mă, și erau și scumpe ca naiba. N-am avut niciodată, mă, că nu vreau maica mea să-mi ia Gumball, bă, Gumball e genial. E Hannah Montana, mă, era fain. Mi-a plăcut episodul ăla când frate-so Jackson se dădea drept dinozaur și mânca iepurașii de ciocolată când era adicte de ciocolată. Sau episodul ăla când s-a dus costumat Rosie Osborne, mă, cac pe mine, mă. Gemini Cramp, genial. Familia Tofu, decent. Copiii de la 402, și ăsta era fain. Avem aici Povestiri din criptă. Ăsta îl dădea pe Minimax. Practic era un povestitor de ăsta zombie care zicea povești din alea creepy. Foarte fain desenat desenul, chiar era făinuț. Avem Zâmbetul lui Sharon, tipă care era bullied că și-o pus aparat dentar și de la aparatul dentar făcea electroșocuri, se întâmplau tot felul de chestii amusante, ha ha ha, chestii de adolescente horny. Era decent. Oh, avem Aventurile lui Piggly Wings. Mamă, cât mă uitam la chestia asta, mă. Practic erau poveștile la porcușorul ăsta cu prietenii lui, din perspectiva lui când era super mega bătrân și le povestea nepoților lui. Foarte fain, chiar foarte, foarte fain. Avem colegul meu de clasă, e o maimuță aici. Și ăsta a fost genial, bă. Bă, ciudățeni, făinuți, povești cu Hans Christian Andersen. Bă, și ăsta era fain, mă. Viața cu lui, frate. Rip lui, tati. Deci eu am pregătit tier list-ul ăsta încă de acu 2 luni, dar n-am apucat să-l fac. Și bă, vestea că ne-a părăsit de pe lumea asta, bă, lui Andersen, mă. Chiar a fost devastatoare pentru mine, mă, că cum v-am zis, bă, eu n-aveam Jetix, trebuia să mă uit la mătușa mea să mă uit și de fiecare dată când mă uitam mi se părea super interesant, bă. Foarte, foarte relatabil, bă, desenul. Mai ales din cauza lui tată-so, mă. Genial, viața cu lui. Ăsta ce-i, bă? Ăsta e Inazuma Eleven. Oribil. Sunt Jake și Dragonul. Practic o tipă de vrea să facă cavaler și e prietenă cu ultimul dragon despre care se știe că există. Bă, chiar a fost fain desenul ăsta. Familia Jetson. Și ăsta era decent. Johnny Bravo, frate! Bă, genial, mă. Bă, Johnny Test era decent. Ăsta cu frații Jonas. Bă, primul sezon era super mega fain, că era amuzant. Deci primul sezon chiar era amuzant. Primul sezon era strong. Bă, da, sezonul 2, frate, când a început să dea pe emoțional și chestii din alea, deja s-a transformat în telenovelă din aia de adolescență, mă, deci mă cam uitam dacă n-aveam la ce să mă uit. Justice League-ul, frate, de pe Cartoon, mă, super fain desen. Kid vs. Kat, bă, ăsta era decent. Desenele de pe Looney Tunes, bă, foarte faine. Și astea e un bătrânic ca un vin bun. Bă, Marta Vorbăreața, mă, ăsta era decent, mă. Ia seama, un câine, eu mânca supă cu fidea alfabet, mă, și o învăța să vorbească. Bă, aș căca pe mine, mă. Casa Foster pentru prieteni imaginari, bă, genial, bă. Mereu mi-am dorit un prieten imaginar exact ca brânză, mă. Johnny Cool. Foarte multe nu mai țin minte despre desenul ăsta, dar și la ăsta mă uitam dacă n-aveam la ce să mă uit. Aoleo, aoleo, nu pot să cred, mă. Ăsta e confruntarea Shaolin desenul nou, bă. Oribil. Șobătul joc, mă, de seria originală. Efectiv, șobătul joc o șters pe jos cu ea, mă. Laboratorul lui Dexter, mă, și ăsta era genial. Foarte, foarte multă creativitate băgat în desenul ăsta, mă. Uf! Clanul nebunaticilor de alături, bă. Bă, ăsta era super fain. Rața, mă, o lume în care copiii au un ordin din ăsta secret și se bat cu adulții opresiv, mă. Exact ce doream eu la
8 ani. Ben 10, bă, Ben 10, seria originală, aia când eram mic, chiar mi s-a părut genială. Mi s-a părut un desen așa unic. Avem confruntarea Shaolin, desenul original, bă. Shen Gong Wu, Mala Mala Zhong, Gongi Tan Fai. Super fain, de genial. Mi-a plăcut foarte mult cum a evoluat și povestea și tot. Ăsta e Spider-Man-ul ăla de-l dădea pe Jetix. Bă, ăsta era foarte fain. Phineas și Ferb era fain și ăsta. În Ben 10 Omniverse, oribil. Willy Fogg, frate, aventurile lui Willy Fogg. În centrul pământului și în jurul pământului, bă. Super mișto, bă. Genial era Willy Fogg. Vaca și puiul. Și ăsta era fain. Tutenstein, fain și el. Tinerii Titani, originalul. Genial. Bibi Blocksberg. Ele sunt Bibi și Tina cu Amadeus și Sapnu. Mă uitam numai dacă n-aveam la ce să boic, altfel nu ține aminte genericul nici până în prezent, momule. Efectiv m-a bântuit chestia asta, îi plăcea lui sora mea, mă. Mă, ce-i cu Andraș? Unul dintre preferatele mele, bă. Duck Dodgers și ăsta. Genial, bă, uitați numai câte desene se aici, mă, la geniale, bă. Ying Yang Yo, bă, decent, ăsta chiar a fost decent. Doamne, cum îi zicea la desenul ăsta, vreau să fiu berberiță sau ceva? Ăsta mă uitam numai dacă n-aveam la ce să mă uit. Tabra Lazlo, Făinuț, Galactic Football. Bă, eu n-am nicio treabă cu fotbalul, mă, dar desenul ăsta îmi plăcea maxim, bă. Nu știu de ce. De-aia că nu era plictisitor ca fotbalul din prezent în pula mea. Imaginează să fugi 90 de minute după o minge pe un teren. Ăștia aveau puteri magice, îți dădeau peste cap, dădeau picioare așa. X-Men-ul clasic. Comanda X. Păinuț și ăsta. Cui zicea ăsta? Puffy Yami Yumi. Era, era cea desen din ăsta japonez, mă, de-l dădea prin anii 2000 pe Cartoon. Cu două tipe care aveau o trupă din aia de punk. Chiar era fain. Yo, este ăla, mă, cu vânătorii de monștri, mă, de-l dădeau pe Jetix, mă, ăsta era oribil, mă, oribil. Avea un CGI la monștri. Hero 108, mă uitam dacă n-aveam la ce să mă uit. Regele Shaman, mă, Regele Shaman ăla vechiu, chiar super genial, nu mi-a plăcut foarte mult remake-ul, mi s-a părut că l-a făcut super, super mega grăbit. Yo, e ăsta cu ăla, mă, care stătea în farmă și avea pretini extraterestri, mă. Și ăștia se beșeau, era amuzant. Era făinuț. Adventure Time, bă, genial. Ship in the City, bă, ăsta era decent. Evil con carne. Făinuț ăsta. Asta cred că e familia sâmbătă, bă, și ăsta era făinuț, mă. Piloții NASCAR. Făinuț și ăsta, bă. Ăsta e Lego Ninjago, mă. Bă, ăsta e Lego Ninjago, bă. Ui, genial Lego Ninjago. Bă, Lego Ninjago e decent. Ce pula mea vorbesc, mă, nu pot să-l pun aici top tier. Generator Rexus, și ăsta era decent. Teen Titans Go, bă, nu e oribil. Se poate vedea așa, mă. E seria nouă. Nu e așa groznică, nu știu, m-am uitat recent. Nu mi se pare foarte groznic, să zic. Perechea de regi, pulă. Da, și ăsta era decent. Pingu! Pingu era foarte fain. Ben 10 Ultimate Alien, când era deja adolescent, șmecher, avea alți extraterestri, bă. Părut mai fain. Nu mi s-a părut chiar așa fain ca primul, dar a fost ok. Fetițele Powerpuff, și ăsta era un desen făinuț. Maestru Strop, oribil. Power Rangers, forța mistică. Puka era un desen decent. Autobuzul magic era foarte fain. Scooby-Doo... Ce Scooby-Doo e foarte fain, nu pot să zic că sunt foarte mare fan Scooby-Doo. Ăsta e Mielu' Sean, mă. Mă, și Mielu' Sean era făinuț. Școala Shuriken era decent, deci nu era extraordinar. Îmi plăcea de senseiul ăla rus, care mânca borș. Shoumi Furtuni și ăsta era decent. Juniper Lee, bă. Și ăsta e un desen foarte vechi, de-l dădeau pe Cartoon cu una care vedea monștri și se bătea cu monștri. Era fain, era chiar fain. Păcat că nu se mai dă. Team Galaxy și ăsta era super fain. Tom și Jerry, genial. Și seria nouă de Tom și Jerry e foarte faină. Recomand. Spioncele! Zec și Cody era făinuț. Seria aia cu... De s-a dus pe barca, aia nu mi-a prea plăcut. Pat și Stan, mă! Bă, era decent, mă. Ia Caribă! Cu indianul, mă, de pe Minimax, mă, care putea să vorbească cu animale, bă. Bă, era genial, bă. Chiar mi-a plăcut foarte mult Ia Caribă. Ben 10 Alien Force, și ăsta era făinuț. Ultimate Alien era, cred că, chiar finalul ăstuia. Era cam același lucru. Ce ăsta, mă, Witch, mă? I ce trebuie Witch? Ultimul desen, mă. Megas XLR. Roboții mari. Roboții mari.
râți. Plac roboții mari. Normal că îmi plac roboții mari. Ce pula mea. Mă, foarte fain desenat, mă, desenul. Și plotul era super. Bă, genial, bă. Deci, la astea, deci geniale făinuțe și decente, recomand să vă uitați cu cea mai mare încredere și apoi stabiliți voi cum au fost desenele astea. De-abia aștept să mă înjurați că v-am pus Maestru Strop la oribil. Dar cam ăsta a fost tier listul desenelor pe care le-am văzut eu. Abia acum când editam și am ajuns la partea asta, mi-am adus aminte cât ești de prost. Atâta de prost că am uitat de desenul meu preferat, Chowder, să-l pun aici. Băga mi-aș pula să-mi bag. Bă, deci Chowder e un desen atâta de bun că nici nu merită un tier list. Să mă bată șnițel peste buci de nu. Bă, eu sper că v-a plăcut clipul ăsta. Voi, m-am distrat de minune, bă, să le clasez, bă. De așa mult timp așteptam să fac treaba asta, vă mersi că mi-ați dat oportunitatea să pun clipul ăsta, dragilor, bă, sper că v-a plăcut. Să-mi ziceți în comentarii dacă e... Ce contradicție aveți voi cu tier listul ăsta? Poate ați fi vrut să puneți Capitanul Flamingo la genial să fi luat, nu știu, cei cu Andy și să-l fi pus la oribil. Habar n-am, astea-s gusturile voastre deja. No, veți grijă de voi, mersi că ați vizionat clipul acesta așa cum trebuie, a fost un clip un pic cam prea lung. Da, hai, no, vă mai aștept și cu altă ocazie pe canalul meu. Să ne auzim cu bine, aveți grijă de voi. No, serios, toc. Angi pula mea!